A cuviosului și de Dumnezeu purtătorului părintelui nostru Marcu Ascetul despre legea duhovnicească în 200 de capete. Fiindcă de multe ori ați dori să știți ce este legea duhovnicească de care vorbește Dumnezeiescul Apostol și care este cunoștința și lucrarea celor ce vor să o păzească, vom vorbi despre acestea pe cât ne va fi cu putință. Întâi știm că Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine, iar binele este cu neputință să fie crezut și săvârșit altfel decât în Hristos Iisus și Duhul Sfânt. Tot binele e dăruit de Dumnezeu cu un rost oarecare și cel ce-l primește cu această credință nu-l va pierde. Credința neclintită este turn întărit, iar Hristos se face toate celui ce crede. Orice plănuire a ta să o începi cu cel ce este începutul la tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu ceea ce ai de gând să faci. Cel ce e smerit în cugetul său și împlinește o lucrare duhovnicească, când citește dumnezeieștile scripturi, pe toate le aduce în legătură cu sine și nu cu altul. Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale și vei vedea folosul rugăciunii și al citirii. Cel ce are vreun dar duhovnicesc și suferă împreună cu cel ce nu-l are, își păstrează darul prin împreună pătimire, iar cel mândru și-l va pierde, scufundându-se în gândurile turfiei. Gura celui smerit în cugetare grăiește adevărul, iar cel ce îi se împotrivește se aseamănă cu sluga aceea care a pălmuit peste obraz pe Domnul. Nu te face ucenic al celui ce se laudă pe sine, ca nu cumva în loc de smerita cugetare să înveți mândria. Să nu te înalți într-o inima ta pentru că înțelegi cele zise în Scripturi, ca să nu cazi cu mintea în duhul hulirii. Să nu încerci a dezlega prin gâlceavă un lucru încurcat, ci prin cele arătate de legea Duhului, adică prin răbdare, rugăciune și nădejdea care numai la un lucru se gândește. Cel ce se roagă trupește și încă nu are cunoștință duhovnicească este ca orbul care strigă și zice: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Orbul de odinioară, după ce i s-au deschis ochii și a văzut pe Domnul, închinându-se lui, nu l-a mai mărturisit fiul lui David, ci fiul lui Dumnezeu. Să nu te înalți când vergi lacrimi în vremea rugăciunii, căci Hristos este cel ce s-a atins de ochii tăi, de a-i putut vedea cu mintea. Cel ce asemenea orbului și-a lepădat haina și s-a apropiat de Domnul, se face ucenicul lui și propovăduitorul învățăturilor celor mai înalte. De va zăbovi păcatul în gândurile noastre, ne va umple inima de semeție, iar de îl vom izgoni prin înfrânare și nădejde, vom dobândi zdrobirea inimii. Este o zdrobire de inimă lină și folositoare spre înmuierea ei și este alta ascuțită și vătămătoare spre pedepsirea ei. Privegherea, rugăciunea și răbdarea necazurilor ce vin asupra noastră aduc inimii zdrobirea neprimejdioasă și folositoare, dacă nu împrăștiem tovărășia lor prin lăcomie după ceva. Căci cel ce rabdă în acestea și în celelalte va fi ajutat, iar cel nepăsător și împrăștiat, la ieșirea din trup cumplit se va chinui. Inima iubitoare de plăceri, în vremea ieșirii, îi se face sufletul închisoare și lanț, iar cea iubitoare de osteneli îi este poartă deschisă. Inima învârtoșată este poartă de fier zăvorâtă înaintea cetății, iar celui ce pătimește răul și este strâmtorat, îi se deschide de la sine, ca și lui Petru. Multe sunt felurile rugăciunii, care de care mai deosebit. Totuși niciuna nu este vătămătoare, decât aceea care nu mai este rugăciune, ci lucrare diavolească. Un om voind să facă rău s-a rugat după obicei mai întâi în cuget și prin purtarea de grijă lui Dumnezeu fiind împiedicat, mai pe urmă mult i-a mulțumit. Iar David, vrând să ucidă pe Nabal din Carmel,
după ce a luat înștiințare despre dumnezeiasca răsplătire, tăindu-și gândul acesta mult i-a mulțumit. Știm iarăși ce a făcut când a uitat de Dumnezeu, neoprindu-se până ce Natan, prorocul, nu i-a adus aminte de Dumnezeu. Când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea, ca atunci când îl vei uita, Domnul să-și aducă aminte de tine. Citind dumnezeieștile scripturi, cugete la cele ascunse întrânsele, căci câte mai înainte s-au scris, toate, zice, spre a noastră învățătură s-au scris. Scriptura numește credința temelia celor nădăjduite, iar pe cei ce nu cunosc lăjluirea lui Hristos i-a numit necercați. După cum din cuvinte și lucruri se vede cugetul, tot așa se vede din faptele bunele inimii răsplata viitoare. Inima milostivă e vădit că va primi milostivire, iar cea care nu este așa, pe cele dimpotrivă. Legea libertății învață tot adevărul. Mulți o știu aceasta prin cunoștință, însă puțin o înțeleg, pentru că înțelegerea e totdeauna în proporție cu împlinirea poruncilor ei. Nu căuta desăvârșirea ei prin virtuți omenești, căci nu se va împlini desăvârșit prin trânsele. Desăvârșirea ei e ascunsă în crucea lui Hristos. Legea slobozeniei se cunoaște prin cunoștința adevărată, se înțelege prin lucrarea poruncilor și se împlinește desăvârșit prin mila lui Hristos. Când ne vom sili să împlinim în cunoștință toate poruncile lui Dumnezeu, vom înțelege că legea Domnului este fără prihană, că se cultivă prin faptele noastre cele bune, dar fără mila lui Dumnezeu nu este cu putință să se desăvârșească între oameni. Cei ce nu se socotesc pe ei datornici întregii lege a lui Hristos cunosc trupește legea lui Dumnezeu, neînțelegând nici cele ce zic și nici cele despre care se rostesc cu tărie. De aceea ei socotesc că împlinesc legea desăvârșit prin fapte. Un lucru poate fi săvârșit bine la arătare, dar scopul celui ce l-a săvârșit nu e bun. De asemenea, poate fi rău la înfățișare, dar ținta făcătorului poate fi bună. Dar nu numai fapte săvârșesc unii, ci și vorbe grăiesc în chipul în care am zis. Căci unii schimbă calitatea unui lucru prin neiscusința și neștiința lor, alții prin intenția cea rea și iarăși alții prin scopul evlavios. Pe cel ce își ascunde de făimarea și ocara punând înainte laude, cu greu îl pot descoperi cei mai simpli. Asemenea acestuia este și cel ce sub chipul smereniei e plin de slava deșartă. Aceștia, acoperind multă vreme adevărul cu minciuna, în cele din urmă sunt dați totuși pe față de fapte. Unul făcând un lucru la arătare bun, vatămă pe aproapele său, iar altul, nefăcând un asemenea lucru, îl ajută cu gândul. Este o mustrare din răutate sau din răzbunare și este alta întru frica de Dumnezeu și pentru adevăr. Pe cel ce a încetat de a mai păcătui și s-a pocăit nu-l mai mustra, iar de zici că pentru Dumnezeu îl mustri, mai întâi descoperă-ți păcatele tale. Începătorul oricărei virtuți este Dumnezeu, precum soarele al luminii de toate zilele. Când săvârșești fapte virtuoase, adu-ți aminte de Cel ce a zis, fără mine nu puteți face nimic. Prin necazuri și-au gătit oamenii cele bune, după cum prin slava deșartă și prin plăcere cele rele. Cel nedreptățit de oameni scapă de păcat și pe măsura mâhnirii sale află sprijin împotriva lui. Cel ce crede în răsplata lui Hristos pe măsura credinței sale raptă bucuros toată nedreptatea. Cel ce se roagă pentru oamenii cel nedreptățesc îi înspăimântă pe diavoli, iar cel ce se luptă cu cei din tâi e rănit de cei de-al doilea. Este mai bine să fim batjocoriți de oameni decât de diavoli, dar cel plăcut lui Dumnezeu pe amândoi a biruit. Tot binele vine de la Domnul după o anumită orânduire și pleacă pe ascuns de la cei nemulțumitori, nerecunoscători și leneși.
tot păcatul sfârșește în plăcerea oprită, precum orice virtute într-o mângâiere duhovnicească. Dacă stăpânește cel din tâi, strânește pe cele proprii lui, iar dacă stăpânește cea de-a doua, de asemenea pe cele înrudite cu ea. Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăție celui ce o rabdă. Neștiința îndeamnă la împotrivire față de cele ce sunt de folos și nerușinându-se sporește numărul păcatelor. Primește necazurile, că într-un nimic nu te păgubesc în cele ce le ai de mai înainte, dar leapă de lăcomia, căci ai să dai socoteală. După ce ai păcătuit în ascuns, nu încerca să uiți, căci toate sunt goale și descoperite pentru ochii Domnului, înaintea căruia avem să dăm socoteală. Arată-te stăpânului cu cugetul tău, căci omul caută la față pe când Dumnezeu privește în inimă. Nu cugeta și nu face nimic fără un scop plăcut lui Dumnezeu, căci cel ce călătorește fără scop va osteni în zadar. Cel ce păcătuiește fără să fie silit, cu greu se pocăiește, pentru că dreptatea lui Dumnezeu este fără de greșeală. Întâmplarea dureroasă îl face pe înțelept să-și aducă aminte de Dumnezeu și întristează pe măsura ei pe cel ce a uitat de Dumnezeu. Orice suferință fără voie să te învețe să-ți aduci aminte de Dumnezeu, în acest caz nu-ți va lipsi prilejul spre pocăință. Uitarea în sine n-are nicio putere, dar se întărește din pricina negrijii noastre și pe măsura acesteia. Nu zice ce să fac, căci ceea ce nu voiesc, aceea mi se întâmplă să fac, ci aducându-ți aminte, cugetă la ceea ce ești dator să faci. Deci fă binele de care ți-aduce aminte și cel de care nu ți-aduce aminte se va descoperi ție și să nu-ți dai cugetul fără judecată uitării. Scriptura zice că iadul și pierzarea sunt arătate înaintea Domnului. Acestea le zice despre neștiința și uitarea inimii, căci iad este neștiința, fiindcă amândouă sunt întunecate, și pierzarea este uitarea, pentru că prin ea am pierdut din cele ce aveam. Ia seama la relele tale, nu la ale altuia, și nu se va jefui de tâlhari casa de lucru a minții tale. Cel ce nu poartă grijă, după puterea lui, de toate virtuțile săvârșește un păcat a nevoie de iertat. Dar rugăciunea și milostenia întorc pe cei ce nu poartă de grijă. Orice întristare după Dumnezeu face parte din ființa evlaviei, căci adevărata dragoste se probează prin cele ce îi stau împotrivă. Nu zice că se poate câștiga virtutea fără necazuri, căci virtutea neprobată în necazuri nu este întărită. Gândește-te la sfârșitul oricărui necaz fără voie și vei afla în el pieirea păcatului. Multe sunt sfaturile aproapelui spre ceea ce este de folos, dar nimănui nimic nu-i se potrivește așa de mult ca judecata conștiinței sale. Când cauți tămăduire, ia seama la conștiință și tot ce îți va spune ea fă și vei avea folos. Dumnezeu și conștiința știu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin acestea să primim îndreptarea. Cel ce se ostenește fără sfat e sărac în toate, iar cel ce aleargă cu nădejde e de două ori bogat. Omul încearcă câte poate după voia sa, iar Dumnezeu le sfârșește după dreptate. De vrei să primești laudă de la oameni, iubește mai întâi mustrarea pentru păcate. Oricâtă bajocură va răpta cineva pentru adevărul lui Hristos, va primi însutită slavă de la mulțime. Dar mai bine este a face binele pentru cele viitoare. Când un om folosește pe altul prin cuvinte sau fapte, să știe amândoi că e de față harul lui Dumnezeu, iar cel ce nu înțelege aceasta va fi stăpânit de cel ce înțelege. Cel ce laudă pe aproapele în chip fățarnic îl va osândi după o vreme și va fi el însuși rușinat. Cel ce nu cunoaște cursele vrășmașului va fi ucis cu ușurință, și cel ce nu știe pricinile patimilor
ușor va cădea. Din iubirea de plăcere vine și negrija, și din negrijă uitarea, căci Dumnezeu a dăruit tuturor cunoștința celor de folos. Omul sfătuiește pe aproapele precum știe, iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude precum acela a crezut. Am văzut oameni simpli smerindu-se cu fapta și s-au făcut mai înțelepți decât înțelepții. Alt om simplu, auzindu-i pe aceia că sunt lăudați, nu le-a urmat smerenia, ci umplându-se de slavă deșartă pentru simplitatea sa, a căzut în mândrie. Cel ce disprețuiește cunoștința și se laudă cu lipsa de învățătură, nu e simplu numai în cuvânt, ci și în cunoștință. Precum altceva e măiestria cuvântului și altceva priceperea, tot așa altceva este simplitatea în cuvânt și altceva priceperea. Simplitatea cuvintelor nu vatămă pe cel prea cuvios, precum nici măiestria cuvintelor pe cel smerit la cuget. Nu zice, nu știu ce se cuvine și deci sunt nevinovat dacă nu fac aceea. Dacă le-ai face pe toate câte le știi că sunt bune, ți s-ar descoperi pe urmă și celelalte, cunoscându-se una din cealaltă. De aceea nu-ți folosește să cunoști cele de-al doilea înainte de împlinirea celor din tâi. Căci cunoștința îngânfă, îndemnând la nelucrare, iar dragostea zidește, îndemnând la răbdarea tuturor. Cuvintele dumnezeieștii scripturi, citește-le prin fapte și nu le întinde în vorbe multe, îngânfându-te în deșert cu simpla lor înțelegere. Cel ce a lăsat fapta și se reazămă pe cunoștința simplă, ține în loc de sabie cu două tăișuri băți de trestie, care în vreme de război, cum zice Scriptura, găurește mâna și strecoară în ea o travă a firii înainte de cea a vrăjmașilor. Tot gândul e măsurat și cântărit de la Dumnezeu, căci poate fi cugetat sau cu patimă sau cu împătat. Cel ce a împlinit o poruncă să aștepte ispita pentru ea, căci dragostea față de Hristos se probează prin cele potrivnice. Să nu disprețuiești a avea grijă de gânduri, căci lui Dumnezeu nu îi se ascunde niciun gând. Când vezi vreun gând că-ți făgăduiește slava omenească, să știi sigur că-ți pregătește rușine. Vrăjmașul cunoaște dreptatea legii duhovnicești și de aceea caută numai să câștige consimțirea cugetului, căci așa fi el va face pe cel căzut în puterea lui să se supună ostenirilor pocăinței, fie nepocăindu-se, îl va împovăra cu necazuri fără voie. Ba se întâmplă uneori că îl face să lupte și împotriva necazurilor, ca în viața aceasta să-i înmulțească durerile, iar la ieșirea sufletului să-l dovedească necredincios din pricina lipsei de răbdare. Față de încercările care vin, mulți s-au împotrivit în multe chipuri, dar fără rugăciune și pocăință, nimeni n-a scăpat de asuprire. Cele rele își primesc putere una de la alta, de asemenea și cele bune cresc una prin alta, și pe cel părtaș de ele îl mână și mai mult înainte. Diavolul disprețuiește păcatele cele mici, căci altfel nu poate conduce spre cele mai mari. Rădăcina poftei rușinoase e lauda omenească, precum a neprihănirii e mustrarea pentru păcat, și anume nu numai când o auzim, ci și când o primim. Nimic n-a folosit cel ce s-a lepădat de toate și se îndulcește cu patima, căci ceea ce făcea prin avuție face și acum, neavând nimic. De asemenea, cel ce se înfrânează dacă agonisește avere, e frate la cuget cu cel de mai înainte, căci mama lor e aceeași pentru plăcerea din cuget, iar tatăl lor este altul pentru deosebirea patimei. Este câte unul care își taie o patimă pentru o plăcere mai mare și e slăvit de cei ce nu-i cunosc intenția. Și poate că unul ca acesta nu-și dă seama el însuși de sine, ostenindu-se prostește. Pricina a tot păcatul este slava deșartă și plăcerea. Cel ce nu le urăște pe acestea nu va dezrădăcina patima. Rădăcina tuturor relelor s-a zis că este iubirea de argint, dar și aceasta e vădit că se susține prin acelea. Mintea devine oarbă prin aceste trei patimi,
prin iubirea de argint, prin slava de șartă și prin plăcere. Câte ștrele sunt după Scriptură fiicele lipitoarei, fiind iubite de necumpătare cu iubire de maică. Cunoștința și credința, tovarășele firii noastre, nu sunt tocite prin nimic altceva ca prin acele. Mânia, furia, războaiele, uciderile și tot pomelnicul relelor, din pricina lor au prins atâta putere între oameni. Iubirea de argint, slava deșartă și plăcerea trebuie scurâte ca niște mame ale relelor și ca niște mame vitrege ale virtuților. Din pricina lor ni s-a poruncit să nu iubim lumea și cele din lume. Iar aceasta s-a zis nu ca să urâm fără judecata făpturile lui Dumnezeu, ci ca să tăiem prilejurile celor trei patimi. Nimenea, zicea apostolul, slujind în oaste, nu se încurcă cu treburile vieții. Căci cel ce vrea să biruiască patimile, încurcându-se în acele treburi, e asemenea celui ce vrea să stingă focul cu paie. Cel ce se mânie pe aproapele pentru avuție, pentru slavă sau pentru plăcere, încă n-a cunoscut că Dumnezeu chivernisește lucrurile într-o dreptate. Când auzi pe Domnul zicând, de nu se va lepăda cineva de toate averile lui, nu este vrednic de mine, nu înțelege cuvântul acesta numai despre averi, ci și despre toate lucrurile păcatului. Cel ce nu cunoaște adevărul nu poate nici crede cu adevărat, căci cunoștința naturală premerge credinței. Precum Dumnezeu a împărțit fiecăreia dintre cele văzute ceea ce e potrivit cu firea ei, așa a împărțit și gândurile omenești, fie că vrem, fie că nu vrem. Dacă cineva, păcătuind în chip vădit și nepocăindu-se, n-a pătimit nimic până la moarte, socotește că judecata lui va fi fără milă acolo. Cel ce se roagă într-o cumințenie rabdă cele ce vine asupra-i, iar cel ce ține minte răul încă nu s-a rugat curat. De ai fost păgubit sau ocărât sau prigonit de cineva, nu lua în seamă cele de față, ci așteaptă cele viitoare și vei afla că acela ți-a fost pricină de multe bunătăți, nu numai în vremea de aici, ci și în veacul viitor. Precum celor ce s-au hrănit fără socoteală le folosește absintul amar, așa celor cu purtări păcătoasele de folos să pătimească rele, căci leacurile acestea pe cei din tâi îi fac sănătoși, iar pe ceilalți îi pregătesc spre pocăință. De nu vrei să pătimești răul, să nu vrei nici să-l faci, pentru că lucrul din tâi urmează neapărat celui de-al doilea, căci ce seamănă fiecare, aceea va și secera. Semănând de bună voie cele rele și secerându-le fără de voie, trebuie să ne minunăm de dreptatea lui Dumnezeu. Dar fiindcă s-a rânduit o vreme oarecare între semănat și seceriș, nu credem în răsplată. Păcătuind, să nu vinovățești fapta, ci gândul, căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul. Este mai rău cel ce săvârșește răul într-ascuns decât cei ce săvârșesc nedreptate pe față. Pentru aceasta, acela se va și munci mai rău. Cel ce împletește viclenii și face răul într-ascuns este, după Scriptură, șarpe ce șade în cale și mușcă copita calului. Cel ce în același timp laudă pentru unele pe aproapele, iar pentru altele îl vorbește de rău, e stăpânit de slava de șartă și de pismă. Prin laude încearcă să-și ascundă pisma, iar prin vorbele rele se înfățișează pe sine mai bun decât acela. Precum nu pot paște la un loc oile și lupii, așa nu poate avea milă cel ce lucrează cu viclenie pe aproapele. Cel ce amestecă pe ascuns în poruncă voia sa e un desfrânat, cum s-a arătat în înțelepciune, și pentru neputința de a se înfrâna, suferă durere și rușine. Precum nu se îngăduie apa și focul la oaltă, așa nu se îngăduie între oaltă apărarea și smerenia. Cel care cere iertare de păcate iubește smerenia cugetului, iar cel ce osândește pe altul își pecetluiește relele sale. Nu lăsa păcatul neșters, chiar dacă ar fi cât de mic, ca să nu te tragă pe urmă la rele mai mari,
de vrei să te mântuiești, iubește cuvântul adevărat și nu le păda niciodată fără judecată mustrarea. Un cuvânt adevărat a schimbat puii de nepârci și le-a arătat să fugă de mânia ce va să vie. Cel ce primește cuvintele adevărului primește pe Dumnezeu cuvântul, căci zice, cel ce vă primește pe voi, pe mine mă primește. Slăbănogul pogorât prin acoperiș este păcătosul mustrat de credincioși pentru Dumnezeu și care primește iertarea pentru credința acelora. Mai bine este a ne ruga cu evlavie pentru aproapele decât a-l mustra pentru tot lucrul. Cel ce se pocăiește așa cum se cuvine e luat în râs de nebuni, dar aceasta să-i fie semn de bună plăcere la Dumnezeu. Cel ce se luptă se înfrânează de la toate și nu se odihnește până nu va pierde Domnul sămânța din Babilon. Gândește-te că patimile de ocară sunt 12. Dacă iubești cu voia pe una din ele, aceea va umple locul celor 11. Păcatul este foc ce arde. Cu cât înlături materia, cu atât se stinge și cu cât adaugi, va arde mai mult. De ai fost înălțat prin laude, așteaptă ocara, căci zice, cel ce se înalță pe sine umili se va. Când vom lepăda din cuge tot păcatul de bunăvoie, vom lupta și cu patimile din obișnuință. Obișnuința, care o ia înaintea voii și a conștiinței, este amintirea fără de voia păcatelor de mai înainte. La cel ce se nevoiește, ea e împiedicată să înainteze până la patimă, iar la cel biruitor e răpusă până la momeală. Atacul, momeala, este o mișcare fără imagine inimii care e prinsă îndată de cei încercați, ca într-o strungă. Acolo unde se ivesc chipuri în gând, s-a produs consimțirea, căci mișcarea fără chipuri este un atac nevinovat. Câte unul fuge și de acestea ca bușteanul din foc, dar câte unul nu se întoarce până nu arde cu flacără. Nu zice nu vreau și vine, căci cu siguranță dacă nu iubești lucrul însuși, iubești pricinile lui. Cel ce caută lauda e supus patimii și cel ce se plânge de necaz iubește plăcerea. Gândul celui împătimit de plăcere oscilează ca o cumpănă. Aici plânge și se tânguiește pentru păcate, aici se luptă cu aproapele și se împotrivește, apărându-și plăcerile. Cel ce cearcă toate și reține binele va fugi pe urmă de tot răul. Bărbatul îndelung răbdător are multă cumințenie, asemenea și cel ce-și apropie urechea de cuvintele înțelepciunii. Fără aducerea aminte de Dumnezeu, nu poate fi cunoștință adevărată, căci fără cea din tâi, cea de-a doua e mincinoasă. Celui învârtoșat la inimă nu-i folosește cuvântul unei cunoștințe mai subțiri, pentru că dacă nu e înfricat, nu primește durerile pocăinței. Omului blând îi folosește credincioșia, căci îl face să nu ispitească îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și să nu se rănească prin neascultare deasă. Pe omul puternic să nu-l mustri pentru slavă deșartă, ci arată-i viitoarea necinste, căci în acest chip cel cu minte poate fi mustrat fără greutate. Cel ce urăște mustrarea se supune patimii cu voia, iar cel ce o iubește va lupta și cu obișnuința. Nu voi să auzi răutățile străine, căci printr-o asemenea voință de a auzi, se sapă și în tine trăsăturile răutăților. Dacă ți-intră în urechi cuvinte urâte, mânie-te pe tine însuți și nu pe cel ce le grăiește, căci dacă urechea e rea, rău e și cel care o poartă. Dacă cineva se nimerește între oamenii care grăiesc deșertăciuni, să se socotească pe sine însuși vinovat de asemenea cuvinte. Chiar dacă nu are vreo vină proaspătă, are vreuna mai veche. De vezi pe cineva că te laudă cu fățărnicie, așteaptă la vremea sa o cară de la el. Necazurile de acum pune-le alături cu bunătățile viitoare și nici când descurajarea nu-ți va moleși nevoința. Când pentru vreo binefacere trupească lauzi pe vreun om ca bun, uitând de Dumnezeu,
același om pe urmă ți se va arăta ca rău. Tot binele vine de la Dumnezeu după o rânduire a Lui și cei care fac un lucru bun sunt slujitorii Lui. Primește împletirea celor bune și a celor rele cu gând egal și Dumnezeu va netezi neegalitățile dintre lucruri. Neegalitatea gândurilor aduce schimbările stărilor proprii, căci Dumnezeu a rânduit în chip potrivit ca să vie după cele de voie, cele fără de voie. Întâmplările sensibile sunt puii celor inteligibile, împlinind cele cuvenite după voia lui Dumnezeu. Din inima împătimită de plăcere, răsar gânduri și cuvinte spurcate, iar din fum cunoaștem materia care mocnește înăuntru. Zăbovește în cuget și nu vei osteni în încercări, iar plecând de acolo, rabdă necazurile ce vin asupra-ți. Roagă-te să nu-ți vie încercare, iar când vine, primește-o ca pe a ta, nu ca pe una străină. Ia-ți gândul de la orice lăcomie și atunci vei putea să vezi uneltirile diavolului. Cel ce zice că cunoaște toate meșteșugurile diavolului, se dă pe sine ca desăvârșit, fără să știe. Când mintea iese din grijile trupești, vede în măsura în care iese lucrăturile vrăjmașilor. Cel purtat de gânduri orbit de ele, el vede lucrările păcatului, dar pricinile lor nu le poate vedea. Se poate întâmpla ca unul, împlinind pe față o poruncă, să slujească în ascuns patimii și prin gânduri păcătoase să strice fapta bună. Prinzându-te începutul vreunui păcat, nu zice, nu mă va birui pe mine, căci întrucât ai fost prins, ai și fost biruit. Tot ce se naște începe de la ceva mic și pe măsură ce e hrănit crește. Meșteșugirea păcatului e ca o mreajă bine împletită și cel ce s-a încurcat dintr-o parte de va fi cu nepăsare, va fi prins întreg. Nu voi să auzi de nenorocirea dușmanilor, căci cei ce ascultă cu plăcere asemenea cuvinte mănâncă roadele plănuirilor. Nu socoti că orice necaz vine peste oameni din pricina păcatelor, pentru că sunt unii bine plăcuți și totuși încercați. Este drept că s-a scris, necuvioșii și nelegiuiții vor fi prigoniți, dar tot așa s-a scris, cei ce voie să trăiască cu cernic în Hristos prigoniți vor fi. În vreme de necaz ia seama la momeala plăcerii, căci întrucât alină necazul e bine primită. Unii numesc înțelepți pe cei ce deosebesc lucrurile sensibile, dar înțelepți sunt cei ce stăpânesc voile lor. Înainte de dezrădăcinarea relelor, să nu asculți de inima ta, căci cele ce le are puse înăuntru, pe acelea caută să le și sporească. Precum sunt șerpi ce se întâlnesc în păduri și alții care umblă prin case, așa sunt patimi ce se închipuiesc de către cuget și altele care se lucrează cu fapta, măcar că se preschimbă unele într-altele. Când vezi poftele ce zacă înăuntru că se mișcă cu putere și cheamă mintea ce viețuiește în liniște la vreo patimă, cunoaște că mintea s-a ocupat mai înainte cu acestea și le-a adus la faptă și le-a așezat în inimă. Nu se înfiripă nor fără adiere de vânt și nu se naște patimă fără gând. De nu vom mai face voile trupului, cum zice Scriptura, ușor vor sfârși în Domnul cele ce zăceau înainte în noi. Idolii consistenți, chipurile din fața minții, sunt mai răi și mai puternici, dar cei gândiți sunt pricinuitorii și premergătorii celorlalți. Este un păcat care stăpânește inima din pricina obișnuinței îndelungate și este un alt păcat care ne războiește cugetarea prin lucrurile de fiecare zi. Dumnezeu judecă faptele după intențiile lor, căci zice, să-ți dea ție Domnul după inima ta. Cel ce nu stăruie în cercetarea conștiinței nu vrea să primească nici ostenelile trupești pentru credință. Conștiința e o carte naturală. Cel ce o citește cu fapta face experiența ajutorului dumnezeiesc.
Cel ce nu ia asupra sa de bunăvoie ostenelile pentru adevăr, e certat mai aspru de cele fără de voie. Cel ce a cunoscut voia lui Dumnezeu și o împlinește după putere, prin osteneli mici scapă de cele mari. Cel ce vrea să biruiască ispitele fără rugăciune și răbdare, nu le va depărta de la sine, ci mai tare se va încălci în ele. Domnul i-a ascuns în poruncile sale și cei ce-l caută pe el îl găsesc pe măsura împlinirii lor. Nu zice, am împlinit poruncile și n-am aflat pe Domnul, căci ai aflat adeseori cunoștința împreunată cu dreptate, cum zice Scriptura. Iar cei ce-l caută pe el, cum se cuvine, vor afla pace. Pacea este izbăvirea de patimi, dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt. Altceva e împlinirea poruncii și altceva e virtutea, chiar dacă acestea se prilejuiesc una pe alta. Împlinirea poruncii stă în a împlini ceea ce s-a poruncit, iar virtutea în a plăcea adevărului ceea ce s-a făcut. Precum bogăția văzută este una, dar de multe feluri după chipul agonisirii, așa și virtutea este una, dar are multe moduri de activitate. Cel ce înșală pe alții și grăiește cuvinte fără fapte, se îmbogățește din nedreptate și ostenelile lui vor trece în case străine, cum scrie Scriptura. Toate se vor supune aurului, zice, iar gândurile vor fi cârmuite de harul lui Dumnezeu. Conștiința bună se află prin rugăciune, iar rugăciunea curată prin conștiință, căci una are trebuință de alta prin fire. Iacov a făcut lui Iosif haină pestriță, iar Domnul dăruiește celui blând cunoștința adevărului, precum s-a scris: Domnul va învăța pe cei blânzi căile sale. Fă totdeauna binele după putere, iar în vremea lucrului mai mare nu te întoarce spre cel mai mic. Căci cel ce se întoarce înapoi, zice, nu este vrednic de împărăția cerurilor. A aceluiași despre cei ce-și închipuie că se îndreptățesc din fapte, în 226 de capete. În cele scrise mai jos, se va respinge de către cei ce cred tare și cunosc adevărul, credința greșită în faptele din afară. Domnul, vrând să arate că orice poruncă e o datorie, iar pe de altă parte, că înfierea se dă oamenilor în dar pentru sângele său, zice: când veți fi făcut toate cele poruncite vouă, ziceți: sluji netrebnice suntem și ceea ce am fost dator să facem, aceea am făcut. Deci împărăția cerurilor nu este plata faptelor, ci harul stăpânului, gătit slugilor credincioase. Robul nu cere slobozirea ca plată, ci mulțumește pentru ea ca un îndatorat și o primește în dar. Hristos a murit după Scripturi pentru păcatele noastre și celor ce îi slujesc bine le dăruiește slobozirea, căci zice: bine, slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria Domnului tău. Încă nu e slugă credincioasă cel ce se reazmă pe simpla cunoștință, ci cel ce crede prin ascultare lui Hristos care a poruncit. Cel ce cinstește pe stăpânul împlinește cele poruncite, iar greșind sau neascultând, rabdă urmările care îi se cuvin. Dacă ești iubitor de învățătură, fă-te iubitor și de osteneală, căci simpla cunoștință îngânfă pe om. Încercările care ne vin pe neașteptate ne învață, cu bun rost, să fim iubitori de osteneală și ne atrag, chiar dacă nu vrem, la pocăință. Necazurile care vin asupra oamenilor sunt roadele păcatelor proprii, iar dacă le răbdăm prin rugăciune, ne vom bucura iarăși de venirea lucrurilor bune. Unii oameni, fiind lăudați pentru virtute, s-au lăsat cuceriți de plăcere, iar plăcerea aceasta nutrită de slava deșartă au socotit o mângâiere. Alții, mustrați pentru păcat, s-au umplut de durere și durerea cea spre folos au socotit o lucrare a păcatului.
toți aceia care, pentru faptul că se nevoiesc, disprețuiesc pe cei mai nebăgători de seamă, socotesc că se îndreaptă din fapte trupești. Și toți cei care, rezemându-se pe simpla cunoștință, ne socotesc pe cei lipsiți de cunoștință, se găsesc cu mult mai neînțelepți decât aceia. Cunoștința fără faptele care urmează din ea nu e sigură, chiar dacă e adevărată, căci fapta este întărirea oricărui lucru. Adeseori, din negrija pentru fapte, se întunecă și cunoștința, căci lucrurile a căror împlinire a fost nesocotită s-au șters în parte și din amintire. Scriptura de aceea ne îndeamnă să dobândim cunoștința lui Dumnezeu, ca să-i slujim lui cum se cuvine prin fapte. Când împlinim poruncile la arătare, luăm cele cuvenite de la Domnul pe măsura acestei împliniri, dar ne folosim după scopul ce-l urmărim. Cel ce vrea să facă ceva și nu poate e socotit de către cunoscătorul de inimi, Dumnezeu, ca și când ar fi făcut. Iar aceasta trebuie să o înțelegem atât cu privire la cele bune, cât și la cele rele. Mintea fără trup face multe lucruri bune și rele, dar trupul fără minte nu poate face niciuna din acestea, deoarece legea slobozeniei se cunoaște înainte de faptă. Unii, neîmplinind poruncile, socotesc că cred drept, alții, împlinindu-le, așteaptă împărăția ca o plată datorată, și unii și alții greșesc față de adevăr. Stăpânul nu datorează plata robilor, dar iarăși, nici cei ce nu slujesc drept nu dobândesc slobozenia. Dacă Hristos a murit pentru noi după Scripturi și nu mai trăim nouă înșine, ci aceluia care a murit și a înviat pentru noi, vădit este că suntem datori să-i slujim până la moarte. Cum vom socoti așadar înfierea ca ceva ce ni se datorează? Hristos e stăpân prin ființă și stăpân prin opera de mântuire, deoarece neexistând noi ne-a făcut, iar murind din pricina păcatului, ne-a răscumpărat prin sângele Său și celor ce cred le-a dăruit harul. Când auzi Scriptura zicând că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele sale, să nu înțelegi că e vorba de fapte de o vrednicie egală cu ghiena sau cu împărăția, ci că Hristos va răsplăti faptele necredinței în El sau ale credinței, nu ca un schimbător care cântărește prețul lucrurilor de schimb, ci ca Dumnezeu, ziditorul și răscumpărătorul nostru. Cei ce ne-am învrednicit de baia nașterii de-a doua, săvârșim faptele bune nu pentru răsplată, ci pentru păzirea curățeniei date nouă. Tot lucrul bun pe care îl săvârșim prin firea noastră ne face să ne reținem de la răul contrar, dar nu ne poate adăuga un spor de sfințenie fără har. Cel ce se înfrânează se reține de la lăcomia pântecelui, cel ce disprețuiește avuția de la zgârcenie, cel liniștit de la vorbărie, cel curat de la iubirea de plăceri, cel cuvincios de la desfrânare, cel ce se ajunge cu ce are de la iubirea de argint, cel blând de la turburare, cel cu cuget smerit de la slava deșartă, cel supus de la iubirea de vrajbă, cel ce mustră de la fățărie. De asemenea, cel ce se roagă e străin de deznădejde, săracul de multă avuție, mărturisitorul de tăgăduire, mucenicul de slujire la idoli. Vezi cum toată virtutea săvârșită până la moarte nu e altceva decât reținerea de la păcat. Iar reținerea de la păcat e un lucru al firii, nu ceea ce duce răsplata împărăției. Omul de-abia păzește cele are firii lui, Hristos însă, prin cruce, dăruiește înfierea. Este o poruncă restrânsă și este alta cuprinzătoare. Prin cea dintâi se poruncește să dăm o parte din ceea ce avem celui ce n-are. Printre a doua se poruncește lepădarea de toate avuțiile. Este o lucrare a harului,
necunoscută celui slab la minte, și este o altă lucrare a păcatului care seamănă cu adevărul. Dar e bine să nu cercetăm prea stăruitor aceste lucruri ca să nu rătăcim, ci toate să le aducem prin nădejde lui Dumnezeu, căci El știe folosul amândurora. Cel ce vrea să străbată marea spirituală rabdă îndelung, cugetă smerit, veghează și se înfrânează. De se va sili să treacă fără acestea patru, se va turbura cu inima, dar de trecut nu va putea. Liniștirea e reținerea de la rele, iar deci va lua cineva cu sine și cele patru virtuți, pe lângă rugăciune, nu va avea alt ajutor mai sigur spre starea de nepătimire. Nu se poate liniști mintea fără trup, precum nu poate fi surpat zidul dintre ele fără liniștire și rugăciune. Trupul poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva trupului, iar cei ce umblă în Duh nu vor împlini pofta trupului. Nu există rugăciune desăvârșită fără o chemare a minții, iar cugetul care strigă neîmprăștiat va fi auzit de Domnul. Mintea care se roagă neîmprăștiat strâmtorează și frânge inima, iar inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Rugăciunea încă se numește virtute, deși e maica virtuților, căci le naște pe acelea prin împreunarea cu Hristos. Tot ce am săvârșit fără rugăciune și nădejde bună ne este pe urmă vătămător și fără preț. Când auzi că cei de pe urmă vor fi întâi și cei din tâi vor fi pe urmă, înțelege pe cei părtași de virtuți și pe cei părtași de dragoste, căci iubirea e cea din urmă dintre virtuți, după rând, dar e cea din tâi dintre toate, după cinste, vădindu-le pe cele care s-au născut înainte ei, ca fiind cele de pe urmă. Dacă în vreme ce te rogi te copleșește trândăvia sau e supărat în diferite chipuri de păcat, adu-ți aminte de moarte și de muncile înfricoșate. Dar e mai bine să te lipești de Dumnezeu prin rugăciune și nădejde decât să te gândești la lucruri din afară, chiar dacă sunt de folos. Niciuna din virtuți nu deschide singură, prin sine, ușa firii noastre, dacă nu sunt împletite toate între olaltă. Nu e înfrânat cel ce se nutrește cu gânduri, căci chiar de sunt folositoare, nu-s mai folositoare ca nădejdea. Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar de s-ar ruga un sfânt pentru un asemenea păcat al altuia, nu-i auzit. Cel ce se pocăiește cum se cuvine nu va respinge osteneala pentru păcatele vechi, ci își va câștiga prin trânsa îndurarea lui Dumnezeu. Dacă suntem datori să facem în fiecare zi toate câte le are firea noastră bune, ce vom da lui Dumnezeu în schimb pentru relele pe care le-am făcut mai înainte? Orice prisos de virtute am adăugat astăzi, el e o dovadă a negrijii trecute, nu un drept la răsplată. Cel ce se turbură cu mintea și e liniștit cu trupul este asemenea celui turburat trupește și împrăștiat cu mintea. Turburarea de bunăvoie, fie a minții, fie a trupului, o sporește pe cealaltă, cea a minții pe cea trupească și cea a trupului pe cea a minții, căci împreunarea lor dă naștere unui rău și mai mare. Mare virtute e a răbda cele ce vin asupra noastră și a iubi pe cei ce ne urăsc, după cuvântul Domnului. Dovada iubirii nefățărite e iertarea nedreptăților. Nu pot fi iertate din inimă greșelile cuiva fără cunoștință adevărată, căci aceasta îi arată fiecăruia toate greșelile câte le face. Nu vei pierde nimic din tot ce vei ierta pentru Domnul. Căci la timpul cuvenit îți vor veni înmulțite. Când mintea uită de scopul cinstirii de Dumnezeu, fapta văzută a virtuții își pierde valoarea. Dacă fapta rău plănuită este stricăcioasă oricui, cu mult mai mult celor ce nu au grijă de amănuntele ei. Filozofează cu fapta despre voia omului și despre răsplata lui Dumnezeu, căci știința nu e mai înțeleaptă sau mai folositoare decât fapta.
Ostenerilor pentru evlavie le urmează mângâierea, iar aceasta o cunoaștem prin legea lui Dumnezeu și prin conștiință. Unul a primit un gând și l-a ținut fără multă socoteală. Altul l-a primit și l-a confruntat cu adevărul. Este de întrebat care dintre ei a lucrat cu mai multă evlavie? Răbdarea necazurilor e semnul cunoștinței adevărate. La fel neînvinovățirea oamenilor pentru nenorocirile tale proprii. Cel ce face binele și caută răsplata nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sale. Cel ce a păcătuit nu va putea scăpa de răsplată decât printr-o pocăință corespunzătoare cu greșeala. Unii spun, nu putem face binele dacă nu primim în chip simțit harul Duhului. Aceasta o spun pentru că, zăcând pururea în plăceri, prin libera lor hotărâre renunță ca niște neajutorați la ceea ce le este dat ca putere. Căci celor botezați în Hristos, li s-a dăruit harul în chip tainic, dar El lucrează în ei pe măsura împlinirii poruncilor. Harul nu încetează de a ne ajuta în chip ascuns, dar atârnă de noi să facem sau să nu facem binele pentru care avem putere. Mai întâi, harul trezește în chip dumnezeiesc conștiința. Aceasta îi face și pe cei făcători de rele să se căiască și să placă lui Dumnezeu. El e ascuns de asemenea în învățătura ce ne dă aproapele, iar uneori se ivește în cuget și prin citire, sau învață mintea prin cugetarea naturală despre adevărul lui. Dacă deci nu vom ascunde talentul acestei cugetări, vom intra în chip simțit într-o bucuria Domnului. Cel ce cere lucrările Duhului înainte de împlinirea poruncilor e asemenea robului cumpărat cu bani, care îndată ce a fost cumpărat, cere deodată cu prețul și scrisoarea de slobozire. Cel ce socotește necazurile venite din afară ca aduse de dreptatea lui Dumnezeu, acela căutând pe Domnul, a aflat deodată cu dreptatea lui și cunoștința. Dacă vei înțelege ce zice Scriptura, că în tot pământul stăpânesc judecățile lui Dumnezeu, orice întâmplare ți se va face învățător spre cunoștința de Dumnezeu. Fiecare întâmpină ceea ce îi vine după ideea sa, dar numai Dumnezeu știe cum îi se potrivește fiecăruia ceea ce îi vine. Când suferi vreo ocară de la oameni, cugetă îndată la slava ce-ți va veni de la Dumnezeu. Și ocara te va lăsa neîntristat și neturburat, iar slava, credincios și nesupus, osândei, când va veni. Când ești lăudat de mulțime după bunăvoința lui Dumnezeu, să nu amesteci nimic semeț în ceea ce ți-a hărăzit Domnul, ca nu cumva schimbându-te să cazi în starea dimpotrivă. Sămânța nu va crește fără pământ și apă, iar omul nu se va folosi fără ostenel de bunăvoie și fără ajutor dumnezeiesc. Fără nor nu vine ploaie, iar fără conștiință bună nu poți plăcea lui Dumnezeu. Nu respinge învățătura, chiar dacă ești foarte cuminte, căci economia lui Dumnezeu e mai folositoare ca înțelepciunea noastră. Când inima e mișcată de vreo plăcere de la locul ostenelilor de bunăvoie, devine a nevoie de reținut, asemenea unui bolovan foarte greu ce se rostogolește la vale. Precum un vițel nedeprins alergând după iarbă ajunge la un loc mărginit de prăpăsti din amândouă părțile, la fel se află sufletul pe care gândurile l-au desfăcut pe încetul de locul său. Când mintea, dobândind bărbăție în Domnul, desface sufletul de obișnuințe învechite, atunci inima e chinuită de minte și de patimă ca de niște călăi, care o trag încoace și încolo. Precum cei ce plutesc pe mare rabdă cu plăcere arsura soarelui, la fel cei ce urăsc păcatul iubesc mustrarea, pentru că cea din tâi se împotrivește vântului, cea de-a doua patimilor. Precum fuga în timpul iernii sau sâmbăta aduce durere trupului și întinare sufletului, la fel răscoala patimilor, în trupul îmbătrânit și în sufletul sfințit.
Nimeni nu e atât de bun și de milos ca Domnul, dar nici El nu iartă pe cel ce nu se pocăiește. Mulți ne întristăm pentru păcate, dar primim cu plăcere cauzele lor. Sobolul care se târie sub pământ, fiind orb, nu poate vedea stelele. La fel, cel ce nu crede lui Dumnezeu în privința celor vremelnice, nu poate crede nici în privința celor veșnice. Cunoștința adevărată s-a dăruit oamenilor de către Dumnezeu ca har înainte de har. Și ea învață pe cei ce se împărtășesc de ea să creadă înainte de toate în Cel ce le-a dăruit-o. Când sufletul care a păcătuit nu primește necazurile ce vin asupra-i, atunci îngerii zic despre el: am doftorit Babilonul și nu s-a vindecat. Mintea care a uitat de cunoștința adevărată se luptă pentru cele potrivnice ca pentru unele ce îi sunt de folos. Precum focul nu poate zăbovi în apă, tot așa nici gândul urât în inima iubitoare de Dumnezeu. Căci tot cel ce iubește pe Dumnezeu, iubește și osteneala. Iar osteneala de bunăvoie e vrășmașă plăcerii prin fire. Patima, ajungând stăpână peste fapte cu ajutorul voinței, se impune pe urmă silnic și dacă nu vrea cel părtaș de ea. Devine asupra noastră gânduri fără voie, să fim siguri că iubim cauzele lor, iar devin gânduri cu voie, iubim și lucrurile spre care se îndreaptă. Părerea de sine și îngânfarea sunt pricine ale hulirii, iar iubirea de argint și slava de șartă sunt pricine ale neîndurării și ale fățărniciei. Când diavolul vede că mintea s-a rugat din inimă, aduce ispite mari și răutăcios uneltite, căci nu vrea să stingă virtuți mici prin ispite mari. Un gând care zăbovește arată împătimirea omului, iar dacă e alungat repede, arată război și împotrivire. Trei sunt locurile spirituale la care vine mintea când se schimbă: cel după fire, cel mai presus de fire și cel împotriva firii. Când vine la locul după fire, se descopere pe sine ca pricina gândurilor rele și își mărturisește lui Dumnezeu păcatele, recunoscând pricinile patimilor. Când vine la locul cel împotriva firii, uită de dreptatea lui Dumnezeu și se războiește cu oamenii pe motiv că o nedreptățesc. Iar când e ridicată la locul mai presus de fire, află roadele Duhului Sfânt pe care le-a arătat Apostolul: iubire, bucurie, pace și cele următoare. Și știe că dacă alege grijile trupești, nu poate rămâne acolo. Dar dacă se desparte de locul acela, cade în păcat și în necazurile care urmează păcatului, chiar dacă nu îndată, dar desigur la vremea sa, când știe dreptatea lui Dumnezeu. Atât adevăr se cuprinde în cunoștința fiecăruia, câtă siguranță îi dau blândețea, smerenia și dragostea. Tot cel ce s-a botezat după dreapta credință a primit tainic tot harul, dar se umple de cunoștința sigură a acestui fapt după aceea, prin lucrarea poruncilor. Porunca lui Hristos, împlinită cu conștiință, dăruiește mângâiere după mulțimea durerilor inimii. Dar fiecare din acestea vine la timpul său. Roagă-te stăruitor la orice lucru, ca unul ce nu poți face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Nimic nu ajută mai mult lucrării ca rugăciunea, și pentru a câștiga bunăvoința lui Dumnezeu, nimic nu e mai de folos ca ea. Toată lucrarea poruncilor se cuprinde în ea, căci nimic nu stă mai sus ca dragostea de Dumnezeu. Rugăciunea neîmprăștiată e semn de iubire față de Dumnezeu la cel ce stăruie în ea. Negrija de ea și împrăștierea ei sunt dovada iubirii de plăceri. Cel ce priveghează, rabdă și se roagă nestrâmtorat, se împărtășește în chip vădit de Duhul Sfânt. Iar cel ce e strâmtorat în acestea, dar rabdă totuși cu voia, primește și el îndată ajutor. O poruncă se vădește mai aleasă ca alta,
De aceea există și o credință mai sigură ca altă credință. Este o credință din auz, după apostol, și este o credință care e adeverirea lucrurilor nădăjduite. Bine este să folosim prin cuvinte pe cei care întreabă, dar mai bine e să conlucrăm cu ei prin rugăciune și virtute, căci cel ce prin acestea se aduce pe sine lui Dumnezeu, ajută și aproapelui. Dacă vrei să-l folosești fără vorbă multă pe iubitorul de învățătură, îndeamnă-l la rugăciune, la credință dreaptă și la răbdarea necazurilor, căci prin acestea se dobândesc toate celelalte virtuți. Pentru lucrurile pentru care și-a pus cineva nădejdea în Dumnezeu, nu se mai războiește cu aproapele. Dacă potrivit Scripturii, tot ce ni se întâmplă fără voie își are pricina în cele săvârșite cu voia, nimeni nu e atât de dușman omului ca el însuși. Tuturor relelor le premerge neștiința, iar a doua după neștiință e necredința. Fugi de ispită prin răbdare și prin rugăciune, căci dacă îi te împotrivești fără acestea, vine asupra-ți și mai năvalnic. Cel blând pentru Dumnezeu e mai înțelept decât cei înțelepți și cel smerit cu inima e mai puternic decât cei puternici, căci ei poartă jugul lui Hristos într-o cunoștință. Toate câte le grăim sau le săvârșim fără rugăciune, ni se arată pe urmă sau greșite sau vătămătoare și ne dovedesc lipsiți de cunoștință prin lucrurile care urmează. Unul singur e drept din fapte, din cuvinte și din gânduri. Din credință însă, din har și din pocăință sunt mulți drepți. Precum celui ce se pocăiește e străină cugetarea semeață, așa celui ce păcătuiește de bunăvoie e cu neputință cugetarea smerită. Cugetarea smerită nu e o osândire a noastră din partea conștiinței, ci cunoștința harului lui Dumnezeu și a compătimirii lui. Ceea ce e casa văzută pentru aerul obișnuit, aceea este mintea rațională pentru harul dumnezeiesc. Cu cât scoți mai mult materia afară, cu atât mai mult năvălește acela înăuntru. Și cu cât o mâni pe aceasta mai mult înăuntru, cu atât mai mult se retrage acela. Materia casei sunt vasele și mâncările, iar materia minții, slava deșartă și plăcerea. Nădejdea în Dumnezeu face inima largă, iar grija trupească o îngustează. Harul Duhului e unul și neschimbat, dar lucrează în fiecare precum voiește. Precum ploaia, curgând în pământ, dă plantelor calitatea lor proprie, celor dulci dulceață și celor acre acreală, așa harul, intrând în inimile credincioșilor, le dăruiește lucrările care se potrivesc cu diferitele virtuți. Celui ce flămânzește pentru Hristos, harul îi se face hrană. Celui ce însetează, băutură prea dulce. Celui ce tremură de frig, haină. Celui ostenit, odihnă. Celui ce se roagă, deplină încredințare. Celui ce plânge, mângâiere. Deci când auzi Scriptura spunând despre Duhul Sfânt că s-a coborât peste fiecare dintre apostoli, sau că a năvălit asupra unui proroc, sau că lucrează, sau se întristează, sau se stinge, sau se mânie, și iarăși că unii au pârga Duhului, alții sunt plini de Duh Sfânt, să nu cugeți la vreo tăiere sau la vreo prefacere sau la vreo schimbare a Duhului, ci crede, după cum am spus mai înainte, că El e nemutat, neschimbat și atotputernic. De aceea El rămâne în lucrări ceea ce este, dar în același timp salvează în fiecare, în chip dumnezeiesc, ceea ce trebuie salvat, căci El se revarsă peste cei botezați în chip desăvârșit, asemenea soarelui. Dar fiecare dintre noi se luminează în măsura în care, urându-și patimile care îl întunecă, le smulge din sine. Precum
de asemenea se întunecă în măsura în care, iubindu-le, cugetă la ele. Cel ce urăște patimile smulge pricinile lor, iar cel ce se supune pricinilor e războit de patim, chiar dacă nu vrea. Când suntem stăpâniți de gânduri rele, să ne învinovățim pe noi înșine și nu păcatul strămoșesc. Rădăcinile gândurilor sunt păcatele văzute, pe care le săvârșim cu mâinile, cu picioarele și cu gura. Nu poate sta de vorbă cu patima în minte cel ce nu iubește pricinile ei. Căci cine stă la târguială cu slava deșartă dacă disprețuiește rușinea? Sau cine se turbură pentru o cară dacă iubește umilința? Cine primește plăcerea trupească având inimă zdrobită și smerită? Sau cine se îngrijește și se luptă pentru cele vremelnice dacă crede în Hristos? Cel care, disprețuit fiind de cineva, nu se gâlcevește cu cel ce-l disprețuiește, nici cu cuvântul, nici cu gândul, a dobândit cunoștința adevărată și arată credință tare stăpânului. Mincinoși sunt fiii oamenilor care stau în cumpănă de a face nedreptate, dar Dumnezeu păstrează pe seamă fiecăruia ceea ce este drept. Dacă nici cel ce nedreptățește nu ajunge la vreun prisos, nici cel nedreptățit nu e lipsit de ceva, omul trece ca o umbră și deci în deșert se turbură. Când vezi pe cineva îndurerat de multe ocări, cunoaște că după ce s-a umplut de gânduri de ale slavei deșarte, secera acum cu scârbă spicele semințelor din inimă. Cel ce s-a bucurat de plăcerile trupești mai mult decât trebuie, va plăti prisosul cu osteneli însutite. Mai marele e dator să spună supusului ceea ce e dator să facă, iar dacă nu i-a ascultat, să-i vestească venirea relelor. Cel ce este nedreptățit de cineva și nu cere de la cel ce l-a nedreptățit ceea ce îi se datorează, crede cu privire la partea aceea lui Hristos și va lua însutit în veacul acesta și va moșteni viața veșnică. Aducerea aminte de Dumnezeu face să se nască în inimă osteneala și durerea pentru cinstirea Lui. Și tot cel ce uită de Dumnezeu caută plăcerea și fuge de durere. Nu zice că cel izbăvit de patim nu mai poate avea necazuri, căci chiar dacă nu pentru el, e dator totuși să aibă necazuri pentru aproapele. Când vrășmașul are în stăpânire multe zapisuri de ale păcatelor uitate, îl silește pe datornic să le săvârșească și prin aducerea aminte, folosindu-se cu viclean meșteșug de legea păcatului. Dacă vrei să-ți amintești neîncetat de Dumnezeu, nu respinge necazurile ca nedrepte, ci rabdele ca pe unele ce vin după dreptate, căci răbdarea lor trezește și înviorează amintirea prin fiecare întâmplare, iar respingerea lor micșorează durerea și osteneala spirituală a inimii și prin aceasta produce uitarea. Dacă vrei ca Domnul să-ți acopere păcatele, să nu-ți arăți oamenilor virtuțile, căci ceea ce facem noi cu acestea, aceea face Dumnezeu cu acelea. Ascunzându-ți virtutea, nu te mândri ca și când ai împlinit dreptatea, căci dreptatea nu stă numai în a ascunde cele frumoase, ci și în a nu gândi nimic din cele oprite. Nu te bucura când faci bine cuiva, ci când rabzi dușmânia care urmează fără a pune la inimă răul, căci precum urmează nopțile zilelor, așa urmează răutățile binefacerilor. Slava deșartă, iubirea de argint și plăcerea nu lasă facerea de bine nepătată, dacă nu s-au topit mai înainte prin frica lui Dumnezeu. În durerile fără voie se ascunde mirea lui Dumnezeu, care atrage la pocăință pe cel ce le rabdă și izbăvește de muncile veșnice. Unii, împlinind poruncile, gândesc să le pună în cumpănă cu păcatele, iar alții își câștigă bunăvoința lui Dumnezeu prin jertfa celui ce a murit pentru păcatele noastre. Este de întrebat care dintre aceștia cugetă drept? Frica ghienei și dragostea împărăției dau puterea de a răbda necazurile, iar aceasta nu vine de la noi înșine,
ci de la Cel ce cunoaște gândurile noastre. Cel ce crede în cele viitoare se înfrânează de la plăcerile de aici, fără a face pe învățătorul. Iar cel care nu crede caută plăcerea și fuge de durere. Să nu zici cum se va deda săracul plăcerii neavând cele ce o pricinuiesc, căci cineva poate să se dedea plăcerii prin gânduri în chip și mai ticălos. Altceva e cunoștința lucrurilor și altceva cunoașterea adevărului. Pe cât se deosebește soarele de lună, pe atât e mai de folos cea de-a doua decât cea din tâi. Cunoștința lucrului crește în proporție cu împlinirea poruncilor, iar cunoașterea adevărului pe măsura nădejdii în Hristos. De vrei așadar să te mântuiești și să vii la cunoștința adevărului, încearcă totdeauna să te ridici peste lucrurile ce cad sub simțuri și să te lipești de Dumnezeu numai prin nădejde, căci în felul acesta, privind uneori pe alături fără să vrei, vei afla domnii și stăpânii, războindu-te prin atacurile ce le vor da asupra ta. Dar biruindu-le prin rugăciune și rămânând cu bună nădejde, vei stărui în harul lui Dumnezeu, care te izbăvește de urgia viitoare. Cine înțelege ceea ce a spus în chip tainic Sfântul Pavel, că lupta noastră e împotriva duhurilor răutății, va înțelege și parabola Domnului prin care a arătat că trebuie să ne rugăm neîncetat și să nu ne lenevim. Legea poruncește figurat să lucrăm 6 zile, iar a 7-a să ne odihnim. Lucrarea sufletului stă în facerea de bine prin bani și lucruri, iar odihna lui în a vinde toate și a le da săracilor, după cuvântul Domnului. Și cel ce a ajuns astfel la odihnă prin lepădarea de averi, petrece în nădejdea mentală. La această odihnă ne îndeamnă și Pavel să intrăm cu sârguință, zicând, să ne silim să intrăm la această odihnă. Acestea le-am spus nu ne socotind cele viitoare, nici hotărând că aici este răsplata obștească, ci fiindcă trebuie să avem întâi harul Duhului Sfânt, lucrând în inimă, și apoi să intrăm pe măsura vredniciei noastre în împărăția cerurilor. Aceasta descoperind-o și Domnul a zis, împărăția cerurilor este înăuntrul vostru. Dar a spus-o și apostolul, credința e adeverirea celor nădăjduite. Și iarăși, alergați așa ca să o luați. Și iarăși, certați-vă pe voi înșivă de sunteți în credință, sau nu cunoașteți că Iisus Hristos locuiește în voi, afară numai dacă nu sunteți creștini netrebnici. Cel ce cunoaște adevărul nu se împotrivește necazurilor care vin asupra lui, căci știe că îl conduc pe om spre frica de Dumnezeu. Păcatele de odinioară, pomenite special după chipul lor, vată-mă pe cel cu bună nădejde, căci dacă îi apar în cuget însoțită de întristare, îl desfac de nădejde, iar dacă ei se zugrăvesc fără întristare, își întipăresc din nou vechea întinăciune. Când mintea prin lepădarea de sine se ține strâns numai de gândul nădejdii, vrăjmașul sub motiv de mărturisire îi zugrăvește păcatele de mai înainte ca să stârnească din nou patimile uitate prin harul lui Dumnezeu și pe nebăgate de seamă să-l facă pe om nedrept. Căci făcând vrășmașul aceasta, de va fi omul luminat și urător de patim, se va întuneca, turburându-se pentru cele făcute. Iar de va fi încă încețoșat și iubitor de plăceri, va zăbovi, desigur, în convorbirea pătimașă cu momelile, încât amintirea aceasta nu-i va fi o mărturisire, ci început de păcătuire. Dacă vrei să aduci lui Dumnezeu mărturisire fără o sândă, nu pomeni special după chipul lor greșelile, ci rabdă cu bărbăție urmările lor. Întâmplările dureroase vin asupra noastră pentru păcatele făcute mai înainte, fiecare greșeală aducând după sine ceea ce se leagă de firea ei. Cel ce cunoaște și știe adevărul
nu se mărturisește lui Dumnezeu prin amintirea celor săvârșite, ci prin răbdarea celor ce vin pe urmă asupra lui. Când respingi durerea și ocara, nu făgădui că te vei pocăi prin alte virtuți, căci slava deșartă și fuga de durere obișnuie să slujească păcatului chiar și prin cele de-a dreapta, prin virtuți. Precum virtuțile obișnuie să se nască din dureri și din ocări, așa păcatele se nasc din plăceri și laude. Orice plăcere trupească vine dintr-o lenevire de mai înainte, iar lenevia se naște din necredință. Cel ce zace sub păcat nu poate birui singur cugetul trupesc, căci atățarea se mișcă fără odihnă în mădularele sale. De suntem pătimași, trebuie să ne rugăm și să ne supunem, căci de-abia cu ajutor ne putem război cu obișnuințele păcatului. Cel ce-și lovește voia cu supunerea și cu rugăciunea este luptător cu bun meșteșug. Vădind lupta mentală pe care o poartă, prin reținerea de la cele supuse simțurilor. Cel ce nu-și unește voia sa cu Dumnezeu, se potignește în faptele sale și cade în mâinile vrășmașilor. Când vezi doi răi având dragoste unul față de altul, cunoaște că fiecare ajută să se împlinească voia celuilalt. Cel ce cugetă semeți și cel ce iubește slava deșartă, se însoțesc cu plăcere unul cu altul. Căci cel dintâi laudă pe iubitorul de slavă deșartă care îi cade înainte slugarnic, iar celălalt mărește pe cel cu cuget semeț care îl laudă într-una. Cel ce ascultă cu dragoste de adevăr scoate folos din amândouă părțile. Pentru cele bune primind mărturie, se face și mai grabnic la ele. Pentru cele rele fiind mustrat, e silit să se pocăiască. După sporirea noastră, trebuie să ne fie și viața. Și după viață, suntem datori să înălțăm lui Dumnezeu rugăciunile noastre. Bine este să ținem porunca cea mai cuprinzătoare și să nu ne îngrijim de nimic în parte, ca astfel să nu trebuiască nici să ne rugăm pentru ceva aparte, ci să cerem numai împărăția lui Dumnezeu, după cuvântul Domnului. Iar dacă ne îngrijim de fiecare trebuință, suntem datori să ne și rugăm pentru fiecare, căci cel ce face sau se îngrijește de ceva fără rugăciune nu se află pe drumul cel bun care duce spre sfârșitul lucrului. Aceasta e ceea ce a spus Domnul: fără mine nu puteți face nimic. Cel ce nesocotește porunca rugăciunii cade în neascultări și mai rele, una predându-l alteia ca legat în lanțuri. Cel ce primește necazurile de acum în nădejdea bunătăților de mai târziu, a aflat cunoștința adevărului și se va izbăvi repede de mânie și întristare. Cel ce primește reaua pătimire și necinstea pentru adevăr, umblă pe calea apostolilor, luând crucea și încingându-se cu lanțuri. Iar cel ce încearcă să aibă grijă de inima sa fără acestea, rătăcește cu mintea și cade în ispitele și în cursele diavolului. Nu poate birui cel ce se războiește, nici gândurile rele fără să biruiască pricinile lor, nici pricinile fără gânduri. Căci când răpunem pe una în parte, nu peste mult suntem prinși prin cealaltă de către amândouă. Cel ce se luptă cu oamenii de frica relei pătimiri și a ocărilor, sau va pătimi aici necazuri și mai multe, sau va fi muncit fără milă în veacul viitor. Cel ce vrea să fie ferit de orice întâmplare rea, e dator să-și încredințeze toate trebile lui Dumnezeu prin rugăciune, apoi mintea lui să se țină strâns de nădejdea în el, iar grija pentru lucrurile supuse simțurilor să o nesocotească cu toată puterea. Când află diavolul pe un om prins fără trebuință de cele trupești, mai întâi îi răpește trofeele cunoștinței, pe urmă îi taie nădejdea în Dumnezeu cum i-ar tăia capul. Dacă ocupi vreodată poziția întărită a rugăciunii curate, nu primi în acea vreme cunoștința lucrurilor ridicată în fața ta de vrășmașul, ca să nu pierzi ceea ce e mai de preț, căci mai bine este să-l săgetăm cu săgețile rugăciunii, stând închiși în cetățuia noastră
decât să stăm de vorbă cu El, care ne aduce daruri, uneltind să ne desfacă de rugăciunea împotriva Lui. Cunoștința lucrurilor folosește omului în vreme de ispită și de trândăvie, dar în vreme de rugăciune îl păgubește. Dacă ți s-a rânduit să înveți întru Domnul și nu ești ascultat, întristează-te cu mintea, dar nu te turbura la arătare, căci întristându-te nu vei fi osândit cu cel neascultător, dar turburându-te vei fi ispitit prin același lucru. În vremea tâlcuirii să nu ascunzi cele ce privesc pe cei de față, povestindu-le lucruri cuvincioase și vrednice de laudă mai lămurit, iar pe cele greu de auzit mai acoperit. Celui ce nu se află în ascultarea ta, să nu-i aduci greșeală în față, căci aceasta ține mai mult de stăpânire decât de sfătuire. Cele spuse la plural se fac tuturor de folos, arătând fiecăruia în conștiință cele ale sale. Cel ce vorbește drept e dator și el să fie plin de mulțumire, ca unul ce primește cuvintele de la Dumnezeu, căci adevărul nu este al celui ce grăiește, ci al lui Dumnezeu, care îl dăruiește. Nu te gâlcevi cu cei care nu ți-au făcut mărturisire de supunere când se potrivesc adevărului, ca să nu-ți stârnești ura, cum zice Scriptura. Acela care cedează ucenicului când se împotrivește unde nu trebuie, îl rătăcește în privința acelui lucru și îl pregătește să nesocotească rânduielile supunerii. Cel ce sfătuiește sau mustră într-o frica lui Dumnezeu pe acela care păcătuiește, își câștigă sieși virtutea opusă greșelii, iar cel ce ține minte răul și o sândește cu răutate, cade în aceeași patimă după legea duhovnicească. Cel ce a învățat bine legea se teme de legiuitor, iar temându-se de el, se ferește de tot răul. Nu vorbi cu două limbi, într-un fel arătându-te cu cuvântul și în alt fel aflându-te cu conștiința, căci pe unul ca acesta Scriptura îl pune sub o sândă. Adeseori, cel ce spune adevărul e urât de cei fără de minte, după apostol, iar cel fățarnic este iubit, dar niciuna dintre aceste răsplăți nu ține multă vreme, căci Domnul va răsplăti fiecăruia la vremea sa ceea ce trebuie. Cel ce voiește să înlăture relele viitoare e dator să poarte cu plăcere pe cele de acum, căci astfel, împăcându-se înțelepțește cu lucrurile, va ocoli prin dureri mici pedepse mari. Împrejmuiește-ți cuvântul cu întărituri dinspre partea laudei de sine și cugetul dinspre partea înaltei păreri despre tine, ca nu cumva cedând să faci cele dimpotrivă. Căci binele nu se săvârșește numai de către om, ci și de către Dumnezeu, atotvăzătorul. Atotvăzătorul Dumnezeu, precum dă răsplătiri cuvenite faptelor noastre, așa și cugetelor și gândurilor noastre celor de bunăvoie. Gândurile fără de voie răsar din păcatul de mai înainte, iar cele cu voia din voința liberă. De aceea cele din urmă sunt pricinile celor din tâi. Gândurilor rele neintenționate le urmează întristarea, de aceea și dispar de grabă, iar celor intenționate le urmează bucurie, de aceea cu anevoie ne izbăvim de ele. Iubitorul de plăcere se întristează de dojeniri și de strâmtorări, iar iubitorul de Dumnezeu de laude și de prisosiri. Cel ce nu cunoaște judecățile lui Dumnezeu merge cu mintea pe un drum înconjurat de amândouă părțile de prăpăstii și ușor e răsturnat de orice vânt. Când e lăudat, se umflă de mândrie, când e dojenit, se oțărăște, când îi merge bine, își pierde cuvința, când ajunge în suferințe, se tânguiește. De înțelege ceva, caută numai decât să arate. Când nu înțelege, se face că înțelege. Dacă e bogat, se îngânfă. Dacă e sărac, se face că nu e. Când se satură, e plin de îndrăzneală. Când postește, se umple de slavă deșartă. Cu cei ce-l mustră, se ia la ceartă.
iar pe cei ce-l iartă îi socotește proști. Dacă prin urmare cineva n-a dobândit prin harul lui Hristos cunoștința adevărului și frica de Dumnezeu, se rănește cumplit nu numai de patimi, ci și de alte întâmplări. Când vrei să descurci un lucru încurcat, caută în privința lui ce place lui Dumnezeu și vei afla dezlegarea folositoare. Când Dumnezeu binevoiește să se facă un lucru, toată zidirea ajută să se împlinească, dar când El nu binevoiește, se împotrivește și zidirea. Cel ce se împotrivește necazurilor se războiește fără să știe cu porunca lui Dumnezeu. Iar cel ce le primește într-o cunoștință adevărată, acela rabdă pe Domnul, cum zice Scriptura. După ce a venit încercarea, nu întreba de ce sau prin cine a venit, ci cum să o porți cu mulțumire, fără întristare și fără pomenirea răului. Răul de la altul nu ne sporește păcatul dacă nu-l primim cu gânduri rele. Dacă nu e ușor să afli pe cineva să placă lui Dumnezeu fără să fie încercat, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toată întâmplarea. Dacă Petru n-ar fi ajuns fără izbândă în pescuitul de noapte, nu ar fi izbândit în cel de zi. Și dacă Pavel nu și-ar fi pierdut vederea ochilor, nu ar fi câștigat-o pe cea a minții. Iar dacă Ștefan nu ar fi fost batjocorit ca hulitor, nu ar fi văzut pe Dumnezeu când i s-au deschis cerurile. Precum lucrarea după Dumnezeu e virtute, așa necazul împotriva așteptării se numește încercare. Dumnezeu a încercat pe Avraam, adică i-a adus necaz cu folos nu ca să afle cum este, căci cel ce cunoaște toate înainte de nașterea lor, îl cunoștea și pe el, ci ca să-i dea prilejuri pentru o credință desăvârșită. Tot necazul vădește aplicarea voinței, dându-i acesteia prilej să încline fie la dreapta, fie la stânga. De aceea necazul ce se întâmplă să vină se numește încercare, dând celui ce se împărtășește de el cunoștința voilor sale ascunse. Frica de Dumnezeu ne silește să luptăm cu păcatul, dar luptând noi, însuși harul lui Dumnezeu îl surpă. Înțelepciunea nu stă numai în a cunoaște adevărul din înălțimea naturală, ci și în a răbda răutatea celor ce ne fac nedreptate, ca pe a noastră proprie, căci cei ce rămân la cea din tâi se umflă de mândrie, iar cei ce au ajuns la a doua au dobândit smerenie în cugetare. De vrei să nu fii muncit de gânduri rele, primește umilirea sufletului și necazul trupului, iar acestea nu numai în parte, ci în toată vremea și locul și lucrul. Cel ce se lasă povățuit de bunăvoie prin necazuri nu va fi stăpânit de gândurile fără de voie, iar cel ce nu primește pe cele din tâi va deveni, chiar dacă nu vrea, robul celor de-al doilea. Dacă ești nedreptățit și ți se înăsprește inima, nu te întrista, căci cu bun rost a fost pus în mișcare ceea ce ți s-a întâmplat. Ci bucurându-te, alungă gândurile care răsar, știind că biruindu-le de la primul atac, va fi biruit împreună cu ele și răul după ce a fost pus în mișcare. Dar dacă gândurile continuă să se miște, și răul sporește. Fără zdrobirea inimii, e cu neputință să ne izbăvim cu totul de păcat. Iar inima se zdrobește prin înfrânarea de la trei lucruri: de la somn, de la hrană și de la lenevirea trupească. Căci prisosința acestora sădește iubirea de plăcere, iar iubirea de plăcere primește gândurile rele. Pe de altă parte, ea se împotrivește atât rugăciunii, cât și slujirii cuvenite. Dacă ai fost rânduit să poruncești fraților, păzește rânduiala ta și să nu treci sub tăcere cele cuvenite de frica celor ce se împotrivesc. Când vor asculta, vei avea plată pentru virtutea lor. Când nu vor asculta, desigur, îi vei ierta și vei lua de asemenea iertare de la cel ce a zis: iertați și vi se va ierta vouă.
toată încercarea se aseamănă cu un târg. Cel ce știe să facă negustorie câștigă mult, iar cel ce nu știe suferă pagubă. Pe cel ce nu ascultă de un cuvânt nu-l sili cu ceartă, ci câștigul pe care el l-a lepădat adună-ți-l ție, căci hotărârea de a nu pune răul la inimă îți va folosi mai mult decât îndreptarea lui. Când vătămarea ce izvorăște de la unul se întinde la mulți, nu trebuie să ai îndelungă răbdare, nici să cauți folosul tău, ci al celor mulți, ca să se mântuiască, căci e mai folositoare virtutea multora decât cea a unuia. De va cădea cineva în orice fel de păcat și nu se va întrista pe măsura greșelii, cu ușurință va cădea iarăși în aceeași cursă. Precum leoaica nu se apropie cu prietenie de junincă, la fel nerușinarea nu primește de bunăvoie întristarea după Dumnezeu. Precum oaia nu se împreună cu lupul pentru nașterea de pui, așa nici durerea inimii cu nerușinarea pentru zămislirea virtuților. Nimenea nu poate avea durere și întristare după Dumnezeu, de nu va iubi mai înainte pricinile lor. Frica de Dumnezeu și mustrarea primesc între ele întristarea, iar înfrânarea și privegherea se însoțesc cu durerea. Cel ce nu se lasă povățuit de poruncile și de îndemnurile Scripturii va fi mânat înainte de biciul calului și de boldul asinului, iar de se va împotrivi și acestora, îi se vor strânge fălcile în zăbale și frâu. Cel biruit cu ușurință de cele mici e robit neapărat și de cele mari, iar cel ce le disprețuiește pe acelea le va sta împotrivă și celor mari întru Domnul. Nu încerca să folosești prin mustrări pe cel ce se laudă cu virtuțile, fiindcă acela nu poate fi și iubitor de fală și iubitor de adevăr. Tot cuvântul lui Hristos descoperă mila și dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu și toarnă prin auz puterea lor în cei ce ascultă cu plăcere. Dar cei nemilostivi și nedrepți, ascultând fără plăcere, nu au putut cunoaște înțelepciunea lui Dumnezeu, ba l-au și răstignit pe cel ce o grăia. Deci să băgăm și noi de seamă de ascultăm cu plăcere de El. Căci chiar El a zis: Cel ce mă iubește pe mine va păzi poruncile mele și va fi iubit de Tatăl meu, și eu îl voi iubi pe el și mă voi arăta lui. Vezi cum a ascuns arătarea sa în porunci? Dar dintre toate poruncile, cea mai cuprinzătoare este dragostea către Dumnezeu și către aproapele, iar aceasta ia ființă din înfrânarea de la cele materiale și din liniștirea gândurilor. Domnul, știind aceasta, ne poruncește zicând: Să nu vă îngrijiți de ziua de mâine, și cu dreptate, pentru că cel ce nu s-a izbăvit de cele materiale și de grija lor, cum se va izbăvi de gândurile rele? Iar cel învăluit de gânduri, cum va vedea păcatul care este acoperit de ele? Căci păcatul e un întuneric și o ceață a sufletului ce se lasă din gânduri, din cuvinte și din fapte rele. Și păcatul se naște așa, că diavolul ispitește pe om printr-o momeală care nu-l forțează și îi arată începutul păcatului, iar omul intră în vorbă cu el din pricina iubirii de plăcere și a slavei deșarte. Căci deși prin judecată nu voiește, cu lucrarea se îndulcește și îl primește, iar cel ce nu-și vede acest păcat cuprinzător, cum se va ruga pentru el ca să se curățească? Și cel ce nu s-a curățit, cum va afla locul ființei curate? Iar de nu-l va afla, cum va vedea casa cea mai din lăuntru a lui Hristos? Dacă suntem casa lui Dumnezeu, după cuvântul prorocesc, evanghelicesc și apostolesc. Trebuie așadar, ca urmare a celor spuse mai înainte, să căutăm casa aceasta și să stăruim a bate la ușa ei prin rugăciune, ca fie acum, fie în ceasul morții, să ne deschidă Stăpânul și să nu ne spună ca unora care n-am avut grijă: Nu vă știu pe voi de unde sunteți.
Ba suntem datori nu numai să cerem și să luăm, ci să și păstrăm ceea ce ni s-a dat. Că sunt unii care și după ce au primit au pierdut. De aceea, poate, cunoștința simplă sau chiar și o experiență întâmplătoare a lucrurilor spuse mai înainte o au și cei mai tineri și mai târzii la învățătură. Dar trăirea stăruitoare, cu răbdare, nu o au decât cei evlavioși și mult încercați dintre bătrâni, care, pierzând-o adeseori din neatenție, au căutat-o iarăși cu ostenel de bunăvoie și au aflat-o. Să nu încetăm să facem și noi la fel, până când o vom dobândi într-o astfel de măsură, încât să nu mai putem pierde, întocmai ca aceea. Aceste puține învățături ale legii duhovnicești le-am cunoscut din cele multe. Asupra lor stăruie neîncetat și marele psalmist, vrând să le învețe și să le împlinească cei ce cântă neîntrerupt în Domnul Iisus. Lui se cuvin slava, stăpânirea și închinarea, acum și în veci. Amin.